Dar ce este steau de-o parte și de-o stau la cele ce se petreceau. Nenumărate și grele au fost sprinile, ocăile, scurpatul și bagiocura, pe care mulțimea le-a aruncat și asupra lor cu ură și cu dispreț. Multe dintre aceste femei au fost lovite, altele luate în crudă bătaie de joc. Mai ales Marie Magdalena, care viața o știa, îi ziceau grele cuvinte de dispreț. De altfel, au fost urmărite puști pismași și răutăcioși ai multora de când mergeau spre Golgota, când Iisus ducea cruce ce avea, iar cele ce se apropiau cu gândul și cu mare respect de El și ștergeau față de sânge și sudoare cu năframele lor. Iar ele nu mai voiau să știe altceva și nu mai vedeau nimic decât drumul durerii, crucea și pe izbăvitorul lumii Iisus. Nu le păsa de bagiocurile și de toată răutatea lor. Mai târziu, Maria Magdalena, rămânând puțin timp lângă crucea lui Iisus, a observat prin întunericul acela care se lăsase un bărbat îngenunchiat lângă ea, plângând în vopute. Acesta era Varava, tăzarul care a fost eliberat de Pilat în locul lui Iisus. Și astfel, pentru prima dată, la piciorul crucii lui Iisus se află un tâlhar și o desprânată, și care îi cere iertare păcatelor lor. După ce a plecat mulțimea, s-a apropiat de crucea lui Iisus toate celelalte femei împreună cu Maica lui, iar pe curată fecioară i-a acoperit cu năframa de pe cap trupul fiului său care era gol. Maria Magdalena a îngenunchiat în acel întuneric în fața crucii lui Iisus împreună cu celelalte femei și cu lacrimi mari plângeau pentru scumpul lor învățător. Acum să amintim pe cei care au fost lângă Iisus în acele momente grele din viața lui pământească. Iosif din Arimatea a fost unul din cei 70 de ucenici ai Domnului. După ce l-a îngropat pe Domnul Hristos, a fost luat de evrei și a înfrâncat într-o groapă, într-un fel de închisoare, din care l-a scos puterea lui Dumnezeu și l-a dus în Arimatea la casa lui. După ce Domnul Iisus a înviat, i s-a arătat și lui adeverindu-i taina învierii, scoțându-l de acolo, de la închisoare, i-a arătat tainele Sfintei Învieri și cum a biruit el iadul. Nicodim era unul dintre fruntașii evreilor care, imediat după ce a îngropat trupul Domnului, n-a mai fost primit în sinagoga lor. A fost dat afară și nu i-a îngăduit să fie împreună cu ei. El însă a povestit cu deamănuntul și a propovăduit patimile și învierea Domnului Hristos pentru tineri, pe unde a fost. Femeile mironosite cele mai cunoscute au fost acestea. Dumnezeu nostru, slavă, preșcurulea și în vecii vecilor, amin.
Господи, ты великий, да и думе, правче небо твоей прямой. Будем у нас уж порулящий вечи вечи, Лорд. Аминь. Сесть и облегурили нас и дела у дата зомни, касала у нас слава та, кене величи предвоение, карташи, кусинтили, дуни, дьяши, лечили, породи, мати, шири, наши, богатар, летали, тайни. Вентарісти не приймають рушенцення та, та ти дюйся не висим рептатя та, алілуя, алілуя, алілуя.
Să vă mulțumim pentru vizionare, să vă mulțumim pentru vizionare, să vă mulțumim pentru vizionare.
Господарь, позаймись вами, то да у нас уж курят,